Salut! Eu sunt Derek, iar tu urmărești Weekly Fix. Sprite prezintă Weekly Fix. În mai puțin de 2 săptămâni începe Bucharest Gaming Week. Da, ai auzit bine, săptămâna gamingului în București. Începând cu marți, 12 decembrie, mai multe locații din oraș vor găzdui tot felul de evenimente. Expoziții, workshop-uri cu invitați din industrie, evenimente speciale, LAN party-uri, turnee de PUBG și CSGO. În plus, în cadrul main eventului de la Romexpo din weekendul 16-17 decembrie, poți asista la finalele ESL Southeast Europe Championship și la finala turneului național de League of Legends sezonul 3. Tot în weekend, la scena de entertainment au fost anunțați câțiva invitați pe care îi știi de pe YouTube. Creative Monkeys, creatorii serialului Roboți și ai Băgăciosului, dar simpaticului Iobag, alături de Bobo Spider și Epic Shorty. Pe lângă ei, a mai fost anunțat Andrei O Doamne Pascu, cel mai cunoscut top laner de LoL din România, care se pare că nu mai joacă pentru H2K Gaming începând de luna asta. Sperăm să aflăm de la el ce planuri de viitor are. Prețul abonamentului pentru cele 2 zile de weekend este de 35 de lei, iar biletul pe zi costă 25 de lei. Și pentru că tot suntem la capitolul LoL, sezonul 3 din turneul național de League of Legends a înregistrat un record la numărul de echipe înscrise pentru calificări, 256. Dintre ele, doar 2 vor ajunge în finala din weekendul 16-17 decembrie. Dacă ești curios de cum evoluează turneul, poți urmări etapele pe canalul de Twitch al lui Lucian Iceman Lucky pe twitch.tv/icemanlucky. Primele 2 finale ale turneului au fost susținute între aceleași echipe, Nexus Gaming și Great Team, cei de la Nexus menținându-și titlul de campion dobândit în prima ediție a turneului. Tu, cine crezi că va ajunge în finala sezonului ăsta? Te aștept cu pronosticuri pe YouTube-ul IGN România, pe care le vom comenta în ediția următoare. Hellblade: Senua's Sacrifice a fost vândut în 500.000 de exemplare în cele 3 luni de la lansare. Valoarea acumulată este de 13 milioane, o sumă frumușică pentru un joc AAA experimental independent dezvoltat de către o echipă de 20 de persoane și autodistribuit în format digital. Dacă nu l-ai jucat încă, chiar trebuie să o faci. Cei care nu au cumpărat încă Wolfenstein 2 The New Colossus au posibilitatea să încerce gratuit primul nivel. Demo-ul poate fi încercat acum pe PlayStation 4, Xbox One și PC, iar progresul poate fi transferat în versiunea completă a jocului. Wolfenstein 2 The New Colossus a fost lansat pe 27 octombrie și va sosi și pe Switch în 2018. De asemenea, sunt în lucru și câteva DLC-uri, primul, The Adventures of Gunslinger Joe, fiind așteptat pe 14 decembrie. Președintele Polyphony Digital a dezvăluit câteva detalii despre conținutul care urmează să apară în Gran Turismo Sport în următoarele săptămâni. Patch-ul 1.06 va fi disponibil din 27 noiembrie și va include 3 mașini noi: Zagato Vision GT, Audi LMP1 Racer și Shelby Cobra 427. Update-ul gratuit GT Sport din decembrie va include un nou mod single player, GT League, bazat pe cel clasic din jocurile anterioare. Va include diferite competiții, campionate și curse de anduranță. De asemenea, update-ul va aduce și 12 mașini noi. Producătorul executiv al Jurassic World Fallen Kingdom, Colin Trevorrow, a publicat un mic teaser din film. În teaser, Owen Grady, interpretat de Chris Pratt, și un pui de raptor sunt cei mai buni prieteni. Alături de Pratt, în film va reveni și Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Toby Jones, Ted Levine și Justice Smith. Filmările au început în această vară, iar filmul va debuta pe marele ecran pe 22 iunie 2018. Gears of War 4 va fi disponibil via Xbox Game Pass din 1 decembrie. Tot la această dată vor sosi în serviciul Microsoft și Darksider War Mastered Edition, Mega Man 10, This War of Mine, The Little Ones, Casey Powell, Lacrosse 16 și Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Xbox Game Pass este un serviciu Microsoft cu abonament lunar, prin care abonații au acces la o galerie vastă de jocuri. Abonamentul costă $10. Harley Quinn va fi eroina principală într-un serial animat DC. Serialul se numește Harley Quinn, va avea 26 de episoade a câte 30 de minute și va fi dedicat publicului adult. Margot Robbie, care interpretează personajul în Suicide Squad, este dorită de Warner Brothers și DC pentru a dubla vocea lui Harley. Povestea din serial o va avea pe Harley Quinn într-o perioadă după despărțirea de Joker, într-o tentativă de a deveni regina crimei în Gotham. În serial vor apărea și Poison Ivy și alți eroi și antagoniști din universul DC. Harley Quinn va reveni și în filmul Gotham City Sirens, în Suicide Squad 2 și într-un film standalone alături de The Joker. Sega a anunțat că Valkyria Chronicles 4 va sosi pe Switch, PlayStation 4 și Xbox One în 2018. Acțiunea va avea loc tot pe perioada celui de-al doilea război mondial, precum seria originală Valkyria Chronicles, dar va avea personaje noi. Valkyria Chronicles 4 readuce înapoi sistemul de luptă Blitz, care combină elemente de strategie, RPG și third-person shooter. Warner Brothers a publicat oficial trailerul pentru adaptarea cinematografică după jocul video Rampage. Filmul este regizat de Brad Pitton, iar rolul principal este interpretat de Dwayne The Rock Johnson.
Personajul lui Johnson are în custodie o gorilă albă, George, care datorită unui experiment eșuat se va transforma într-un adevărat King Kong și se va pune pe distrugere și dezastru. Rampage va sosi la cinema pe 20 aprilie 2018. Câștigătorii concursului Sprite de săptămâna trecută sunt Bogdan Daniel din Călăraș, care ne-a spus că personajul lui favorit este Obi-Wan Kenobi și pentru asta și-a dorit jocul Need for Speed 2017. O mai avem pe vrajă Cristina din Satul Mare, al cărui personaj favorit este Chewbacca și pentru asta va primi Player Unknown's Battleground. Pentru săptămâna viitoare, spune-ne care este personajul tău favorit dintr-o bandă desenată. Fie că este Rick din The Walking Dead sau Harapalp, intră pe www.kissfm.ro Weekly Fix, răspunde la întrebare și poți câștiga un joc de PC în limita a 60 de euro. Până atât am avut pentru astăzi, ne revedem data viitoare. Până atunci, nu uita să te abonezi la canalul de YouTube IGN România și să ne spui cine crezi că se va califica în finala turneului național de League of Legends sezonul 3 și de ce. Noi vom comenta răspunsurile voastre în ediția următoare. Salut! Sprite v-a prezentat Weekly Fix.